Dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle, o ediție în care subiectul principal va fi comunicarea. Cât de importantă este ea, cred că deja știm cu toții, e cumva în vogă așa subiectul acesta și despre absolut orice discutăm sau în orice punct al ajungem cu orice tip de relații, cumva cheia este comunicarea. Comunicarea spre, bineînțeles, o relație de calitate, indiferent că vorbim de relații de prietenie, relații de cuplu, de familie, relații, nu știu, mamă-fică, mamă-tată, orice tip de relație. Până la urmă, cel mai important lucru este să învățăm să comunicăm așa cum trebuie. Ce înseamnă asta mai exact? Ce tehnici de comunicare sunt și cum ne ajută comunicarea în fiecare tip de relație pe care o avem? Ne va spune mai multe despre acest lucru invitata mea din această seară, Diana Pârje. Bun găsit! Bine ai revenit, de fapt, Diana! Un subiect care mi-e place foarte tare și anume comunicarea. De ce ar fi comunicarea cheia relațiilor în general? Bine te-am regăsit și într-adevăr este și subiectul meu preferat. Chiar mă gândeam zilele acestea că atât de multe conflicte s-ar remedia dacă oamenii ar ști să comunice eficient și dacă și-ar face practic înțelese nevoile și dorințele. S-au scris foarte multe cărți, au făcut foarte multe cursuri despre acest subiect și într-adevăr oamenii au nevoie să știe să comunice. Se spune că sunt mai multe limbaje, practic, de comunicare, mai multe stiluri și este important să cunoaștem, practic, stilul interlocutorului nostru, cumva să reușim să-l citim și să putem să ne adresăm pe înțelesul său, poate cu un limbaj potrivit lui. De exemplu, dacă un om la un nivel de pregătire foarte mare comunică cu cineva la un nivel mediu, un termen din ăștia foarte academici, cu siguranță nu se va putea face înțeles. Iarăși, dacă are un stil din acesta foarte impunător, va putea intimida interlocutorul, deci cumva trebuie să găsim un echilibru, astfel încât să ne putem face înțeleși și să putem să vorbim pe înțelesul tuturor, cum îmi place mie să spun. Chiar dacă noi suntem la un nivel de pregătire foarte înalt, avem școală, avem facultate, dar această comunicare trebuie să se facă ușor înțeles și cu oricine am vorbit, ei să înțeleagă mesajul nostru și dorința noastră. Este comunicarea importantă în orice tip de relație pe care o avem cu cineva de lângă noi? Da, este foarte importantă pentru că de aici apar cele mai multe probleme. Cumva noi toți așteptăm ca ceilalți să ne ghicească nevoile, să ne înțeleagă așteptările, dar noi practic nu comunicăm și nu exprimăm ceea ce ne dorim cu adevărat. Parcă ar fi o frână și o frică în a spune ceea ce ne dorim. Și am întâlnit asta în ședințele mele de terapie. Clienții îmi spuneau, da, dar mi-este frică că dacă spun ceea ce îmi doresc cu adevărat, celălalt mă va judeca sau va pleca de lângă mine sau va crede că sunt exagerat. Dar dacă totuși nu spui, crezi că va fi mai bine? Nu, cu siguranță. Mai bine ești tu cel autentic cu ceea ce îți dorești, cu ce ai nevoie și exprimi, decât să stai undeva într-un colț retras și să fie această tensiune, practic, pentru că de la lipsa de comunicare, da, se creează tensiuni în relații, în relațiile de cuplu, partenerii nu își vorbesc, există acea tăcere și iarăși este devastatoare, ea chiar ajunge duce la destrămarea cuplului. În relațiile de familie, părinții nu comunică cu copiii, aceștia se închid, mi-e frică să-i spun mamei, să nu mă certe, să nu mă bată, să nu mă pedepsească. Iarăși depinde foarte mult de relația părinte-copil. De exemplu, dacă mama îi impune copilului niște lucruri, ea îi va crea această frică, el se va închide și nu va mai comunica sau va ascunde note sau nu va spune când are o problemă. Deci deschiderea aceasta și crearea practic unui spațiu foarte safe în care celălalt să se poată deschide este foarte importantă. Deci iată cum comunicarea în toate relațiile are aceste beneficii uriașe.
Ai pomenit tu la început de lucrul acesta, cum că am așteptat cumva să ne ghicească alții ceea ce vrem, ceea ce ne dorim, ori de multe ori, în loc să spunem pe nume ceea ce ne dorim sau să spunem exact, să fim foarte clari, să ne facem bineînțeleși, cumva o dăm așa mai pe ocolite, o spunem într-un alt fel, ori avem tendința de a fi ușor ironici, toate în ideea de ei lasă că mă înțelege. Este greșită abordarea asta? O putem practica cu oricine? Din punctul meu de vedere, este o strategie ineficientă, pentru că poate funcționa cu anumiți oameni care te cunosc sau cu prieteni care te cunosc foarte bine, dar dacă vrei să te faci înțeleasă și să te exprimi nevoia sau dorința unei persoane străine, ea nu va înțelege sau va lăsa așa, pentru că tu nu ai subliniat faptul că acel lucru este important pentru tine. Chiar am fost la un curs acum mulți ani și o tehnică care mi-a rămas în minte forever a fost următoarea. Trainerul respectiv spunea, atunci când comunicați cu cineva, cu partenerul, cu familia, cu prietenii, exprimați dorința clar, uite, eu am nevoie de asta, asta și asta. Și apoi, la final, fraza cheie este important pentru mine. Dacă nu subliniezi acest este important pentru mine, celălalt va zice, ei, lasă, că văd dacă pot să-i ofer sau nu. Deci, cumva, nu va da importanță cerinței tale. Deci, iată de ce este important cu fermitate, cu obiectivitate și claritate să exprimăm aceste mesaje, practic, ale noastre. Și o să-ți spun și despre stilurile de comunicare atunci când o să vină vorba în discuție. Vorbim și despre tehnici de comunicare, cât și acestea cred că sunt câteva și mi-aș dori foarte tare să le menționăm și să le discutăm pe fiecare în parte. Până atunci, Diana, vreau să-mi spui dacă comunicarea vine cumva la pachet cu sinceritatea. Cum lucrează ele două pentru a obține relații de calitate în jurul nostru? Uite, foarte frumos ai punctat, pentru că noi avem două tipuri de comunicare, atât verbală cât și non-verbală. Și sinceritatea vine la pachet odată cu limbajul non-verbal, practic. Oricât de mult s-ar ascunde un om, oricât de mult ar încerca să minte, sunt anumite gesturi care îl trădează. Gesturile, mimica, el se ascunde, se înroșește la față, postura corpului se face mai mic. Toate acestea sunt limbaje non-verbale care arată semne de minciună. Așa cum bine știm, minciuna, da, are picioare scurte. Nu știu să spun dacă este ok sau nu să mințim sau să nu mințim în anumite contexte, dar clar, atunci când suntem sinceri, oamenii ne percep autentic și vor rezona cu noi într-un mod aparte. Este acea comunicare emoțională, practic, care n-are nevoie de prea multe cuvinte, de fapt. Când îți dorești ceva și atât de sincer spui, a ajuns mesajul instant la celălalt. Ai văzut un copil când vine și îți spune, mami, eu îmi doresc asta, uite, vorbind de copilașul tău, de exemplu. Percepe atât de sincer mesajul său, pentru că el este, fără măști, fără ascunzișuri, clar, direct și ferm. Eu vreau asta. Și da, eu sunt pe acest principiu, pentru că chiar și în Biblie se spune cere și ți se va da. Deci, atâta timp cât știm să facem un echilibru între a da și a oferi, eu cred că, da, este foarte benefic să cerem cu claritate ceea ce avem nevoie. Sinceritate și comunicare, așadar, cumva conlucrează acestea două și merg la pachet. Că ai pomenit mai devreme de aceste tehnici de comunicare, care ar fi acestea? Da, există mai multe stiluri de comunicare și mai exact 4. Există stilul agresiv. Ai observat poate cei oameni care ei tot timpul sunt impunători, vor să aibă ultimul cuvânt, ei mereu au dreptate, țipă, se enervează, se răzbună. Sunt foarte dificili în comunicare pentru că la orice lucru care le convine, ei iau foc. Și cu aceste persoane ar trebui să adoptăm o atitudine, aș spune eu, defensivă, un pic să ne retragem, pentru că se poate lăsa chiar și cu reacții violente la nivel fizic, nu doar verbal. Mai există alt stil manipulator. Sunt acele persoane care poartă măști, care se ascund, joacă tot felul de roluri pentru a obține beneficii de la ceilalți și caută compania persoanelor puternice pentru a ieși în față.
iarăși aceste persoane sunt periculoase, aș spune, pentru că te pot păcăli foarte ușor dacă nu îi poți citi, dacă nu poți citi acest stil și să vezi intențiile practic din spate. Apoi există stilul non-asertiv, adică acest stil al persoanelor foarte timide, care nu au încredere în sine, care au acest exces de amabilitate. Ei spun da, ei sunt oricând gata să te ajute, se supără. Dacă cineva a vorbit un pic mai răstit, ei încep să plângă. Cred că știe acest gen de persoane, cumva prea bune la suflet, dar ei au de suferit pentru că nu știu să impună niște limite și granițe între ei și ceilalți. Și există stilul asertiv, acesta este de fapt cel mai benefic și cel mai echilibrat. Sunt persoanele care sunt sincere, persoanele care spun cu claritate ceea ce își doresc, ceea ce au nevoie, nu poartă măști, nu se enervează, nu manipulează, ci pur și simplu dacă ceva nu le convine, ei exprimă argumentele sale și îi spun, uite, acest lucru mie nu mi se potrivește. Putem găsi oare o soluție? Putem găsi un compromis astfel încât să cădem de comun acord? Deci stilul asertiv ar fi cel mai benefic atât în relațiile de cuplu, dar și în relațiile de familie. Pentru că și în cuplu, dacă un partener este manipulator, îl poate impune celuilalt, face așa, că eu așa vreau. Și dacă celălalt este foarte sensibil, va fi practic victimă și va cădea în acea nefericire, da? Celălalt mă controlează, îmi impune. Iarăși în relațiile de familie este important. Dacă mama intră foarte mult în viața copilului, vorbim poate de adolescență sau mai chiar de maturitate, atunci trebuie să impui granițe de interacțiune și să spui, mama, eu te respect, eu te iubesc, dar eu am viața mea și eu știu cum este bine pentru mine. Vezi? Ăsta este stilul asertiv. Și dacă noi știm să-l dobândim și să-l exersăm, vom reuși să fim sinceri, curați, fermi cu noi și cu cei din jurul nostru. Deci claritatea cumva este cea mai importantă din aceste stiluri pe care le-ai expus tu. Spune-mi, te rog frumos, Diana, când ne dăm seama, cum realizăm că sunt ceva probleme la capitolul comunicare, relațiile noastre? Cum ne dăm seama de acest lucru? Cele mai frecvente probleme în relațiile de cuplu vin, de fapt, clienții care vin la terapie de cuplu au următoarea problemă. Nu mă mai înțeleg cu partenerul, el nu mă înțelege, nu știe ceea ce îmi doresc. Deci exact cum am zis, toate aceste așteptări nerealiste de a ghici practic nevoile celuilalt. Și când ei sunt față în față cu terapeutul, acesta le spune: păi hai să vedem, voi comunicați unul cu celălalt, voi exprimați nevoile? Și ei zic nu, noi nu comunicăm. Deci, practic, toată această tensiune care se creează între ei din lipsa de comunicare. Și așa citești foarte ușor persoanele care nu comunică. Ei au această tensiune, nu spun ceea ce au pe suflet, ceea ce îi deranjează. Și celălalt cumva va spune, a, păi eu nu știam că acest lucru te-a deranjat sau că nu-ți place, pentru că nu mi-ai comunicat. Și atunci când acești parteneri sunt față în față și încep să se deschidă, ei practic încep să se și conecteze unul cu celălalt. Deci această comunicare vine la pachet cu conexiunea și conexiunea dintre oameni este cheia relațiilor fericite, pentru că se creează acea conexiune emoțională, practic, deschidere, ai un cadru în care poți să fii liber să vorbești despre ceea ce simți, despre ceea ce îți place, ceea ce nu îți place, despre problemele tale, dar vezi tu, oamenii în această alergătură sunt pe fugă și ei nu mai sunt dispuși să-i asculte pe ceilalți. Chiar un citat care mi-a plăcut foarte mult spunea: noi nu comunicăm pentru a asculta, ci comunicăm pentru a da o replică. Și asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că așa este. Nu mai avem acea răbdare de a asculta pe ceilalți, de a înțelege. Iarăși ceilalți nu mai au răbdarea să ne asculte pe noi. Și intrăm așa într-un val din ăsta de tensiune, de superficialitate și chiar motivul principal pentru care oamenii vin la psiholog este aceea de a simți nevoia să comunice. Asta mi-a spus mie un client. Eu simt nevoia să comunic, simt că sunt nevorbită. De ce apar astfel de probleme, Diana? Că ele apar la un moment dat în viață, nu sunt întotdeauna. Mă gândesc, sunt persoane care bună oară comunică foarte bine, sunt foarte fermi, așa cum ai spus tu mai devreme, de acest stil asertiv. Adică
chiar sunt în regulă. Ei, uite, la un moment dat în viață, poate în relația de cuplu, poate relația cu prietenii, bună oară, căci avem relații de prietenie, nu? Și cu aceștia trebuie să comunicăm deschis și ferm pentru a ne păstra această prietenie regulă, așa cum ar trebui să fie. Dar pe parcursul relațiilor cumva ne pierdem, comunicarea se strică, nu mai este ce trebuie. De ce apar aceste momente în viețile noastre? Care ar fi problema? Care ar fi explicația? Ca par, cred că tocmai pentru că această conexiune dintre noi s-a rupt și orice relație de orice fel este ca un foc și dacă nu îl întreții tot timpul, să pui emoții frumoase, autenticitate, să împărtășești momente sau să ai un obiectiv comun în acea relație, ușor, ușor oamenii se îndepărtează. Prin această comunicare, tu practic reiei această conexiune și pui cumva emoțiile cap la cap, aduci oamenii din nou împreună. Însă, uite, în relațiile de cuplu se întâmplă așa, pentru că asta depinde și de copilăria pe care noi am avut-o. Noi am mai discutat într-o emisiune anterioară. Dacă părinții au fost foarte impunători și au bruscat tot timpul copilul, taci din gură, tu nu ai voie, eu am ultimul cuvânt, tu nu ai dreptate, atunci copilul ce a făcut? El nici n-a mai apucat să-și exprime emoțiile pentru că a avut un părinte foarte agresiv, da? Cu acest stil agresiv. Și copilul se închide în el și el va crește și la maturitate îi va fi frică să exprime ceea ce simte. Și culmea, va alege un partener care va fi tot pe acest model al părintelui agresiv. Da? Deci cumva repetăm, pentru că asta este iubirea pe care tu ai învățat-o. Dacă tatăl sau mama ta ți-a arătat asta, tu vei crea acest model în relația ta de cuplu. Și într-adevăr, o terapeută foarte bună îmi spunea că noi alegem partenerul în funcție de traumele noastre. Este ceva foarte profund, dar dacă nu reușim să vindecăm această problemă de la rădăcină și să ne dăm seama unde a fost cauza problemei, când eu n-am reușit să comunic eficient, când n-am fost ascultat, când nu m-am simțit înțeles, noi vom duce mai departe acest model nesănătos. Dar el se poate rezolva dacă noi conștientizăm și dacă punem pe primul loc nevoia și dorința noastră. Dacă ar fi să vorbim despre relațiile de prietenie, dar și de cele cu copiii, căci am tot vorbit despre cupluri, cât de importantă este comunicarea aici, cum putem face să ne întreținem relația, cum putem comunica bine și păstra o prietenie sau o relație bună cu copilul nostru toată viața, căci cred că ăsta este idealul. Da, în primul rând, dacă ești mamă, este important să te deschizi în fața copilului, să-l validezi și să îi dai lui de înțeles că oricând poate să vină la tine și să-ți spună absolut orice problemă. Iar asta îl va face pe el să te considere mai mult decât părintele tău, ci prietenul tău. Iar în adolescență, când apar toate acele schimbări, toate acele vulnerabilități de personalitate, el se va simți confortabil să vină să discute cu tine. Părinții, din păcate, cu copiii adolescenți vin și îmi spun nu știu ce să mai mă fac cu copilul meu, pentru că nu comunică, se închide, dar de fapt aici este o problemă nerezolvată din copilărie, când ei nu s-au deschis în fața copilului și invers. Iar copilul iarăși s-a retras și a crescut pe acest model. În relațiile de prietenie, e important să împărtășim momente frumoase, să ne gândim cum ne putem susține reciproc. Toată această susținere creează această conexiune și ne face să ne deschidem. Uite, chiar m-am bucurat astăzi. O prietenă mi-a dat mesaj și îmi zice, ce faci, că m-am gândit să-ți scriu că vreau să mai vorbim. Pur și simplu, fără un motiv anume. Dar vezi, exact cum am zis, se întreține această relație constant. Ce mai faci? Tu cum ești? Ai nevoie de ceva? Poate să împărtășești o bucurie, poate să ceri ajutorul dacă n-ai o stare foarte bună. Deci eu consider că un prieten trebuie să fie și la bine și la greu și când există această reciprocitate, eu îți dau, te ascult, tu îmi dai, mă asculți, se va menține poate chiar toată viața o astfel de prietenie. În momentele dificile, momente de cumpănă, sunt și momente în care relațiile se rup, din păcate. Pot fi acestea salvate, nu știu, într-un ultim moment, să spunem așa, de o comunicare bună pe ultima sută de metri, ca să zic așa? Da, se poate. Depinde de motivul pentru care a fost acea ruptură. De multe ori se întâmplă ca din propriile noastre orgolii să nu mai vrem să comunicăm cu acea persoană. Iarăși aici e o mare problemă, pentru că noi avem un ego foarte mare,
prietenul nostru are voie tot așa un ego foarte mare și nimeni nu face niciun pas, toți stăm în această tensiune. Dar dacă și atunci tu vrei se pierd relațiile din cauza ego-ului? Cum? Zic, se pierd aceste relații din cauza ego-ului nemăsurat, pierde, când nu cedează nimeni? Exact, nimeni nu cedează, ne pierdem interesul, tu o iei pe un drum, el o ia pe un alt drum, poate cândva, pe mulți ani, într-adevăr, să te uiți în spate, să zici, vai, dar cum am putut să gândesc așa? A fost o tâmpenie, mai bine ne rămâneam prieteni, rezolvam pe moment. Deci, dacă vrei cu adevărat să salvezi acea relație, da, atunci poți să ierți, poți să înțelegi, poți să ai această compasiune, să lași tu de la tine. Asta nu înseamnă slăbiciune, decât să trăiești cu acel stres interior și cu acea piatră pe suflet, că uite, am pierdut un prieten, m-a supărat și inconștient să ții acea supărare, mai bine ierți, lași de la tine și spui celuilalt, uite, eu aș vrea să trecem peste acest episod. Tu îți dorești și dacă celălalt dorește, se poate. Dacă el nu dorește, atunci nu poți cu forța să reconciliezi situația. Categoric, dar o ultimă încercare nu ar strica, iar comunicarea chiar și în ultimul moment va face ceea ce trebuie pentru absolut orice relație. Exact așa este, da. Eu sunt pe principiu că dacă îți dorești ceva, se poate. Important este să ai intenția și când omul vede intenția ta curată, va răspunde și el. Și dacă nu răspunde, măcar tu știi că ai încercat. Îți mulțumesc, Diana, pentru toate aceste vorbe. Dragii noștri, să vă amintiți tot timpul, comunicarea este cheia pentru absolut orice facem în viața de zi cu zi, în orice relație pe care o avem, așa că fiți ferm și sincer, aș putea spune eu. Noi ne vedem și mâine la o nouă ediție de Lifestyle. Voi, până atunci, nu uitați să zâmbiți!